La un an distanță de la promovarea proiectului privind amenajarea 4.364 de parcări rezidențiale, viceprimarul Lucian Harșovski face apel la consilierii PSD să voteze acest demers, care este strict în favoarea sucevenilor. El a precizat că în acest răstimp nicio persoană de la PSD nu l-a contactat și să indice un neajuns în proiectul respectiv. Acum exact un an, pe 27 iulie, în ședința de Consiliu Local, intram pentru prima oară cu un proiect de reabilitare și modernizare a 4.364 de locuri de parcare pe cartiere Opcin 1161, Zamca 361, Centru plus Georgenescu 1755 și Burdujeni 1087. Un total de 4.364 de locuri de parcare pentru cetățenii municipiului Suceava, în așa fel încât aceștia să-și parcheze mașina într-un loc modern, civilizat, asfaltat, marcat, bordurat, și totodată să avem grijă de spațiu verde, în așa fel încât ceea ce nu se făcea parcare se readucea la starea inițială și se proteja mediul înconjurător. Din nefericire, la un an distanță, încă nu avem un vot favorabil în Consiliul Local. Vă readuc aminte aici, dumneavoastră și sucevenilor, că pentru a aproba acest proiect, care este un proiect de inventariere a domeniului privat al municipiului Suceava, prin care să spunem că acele parcele de teren în primă fază sunt ale noastre, nu sunt revendicate și nu sunt retrocedate, e nevoie de 2/3 în Consiliul Local, conform legislației în vigoare, 16 voturi. Viceprimarul Harșovski a precizat că timp de un an nicio persoană de la PSD nu l-a contactat ca să-i indice un neajuns în proiectul respectiv. Întotdeauna am avut o ușă deschisă și am fost un om al dialogului, chiar dacă m-am contrat pe anumite subiecte, atunci când s-au venit cu argumente, le-am înțeles și spun eu că am rugat colegii mei să modifice. Din nefericire, într-un an de zile, nu a venit niciun coleg de la Partidul Social Democrat, oficial sau neoficial, să vină să ne spună, în afară de ce ați văzut prin conferințe de presă, să ne spună ce nu e bun la acest proiect, ce doresc să modifice sau ce putem scoate din aceste parcări că nu sunt conforme sau ce putem să adăugăm. Încă o dată fac apel la înțelegere, fac apel la consilierii Partidului Social Democrat să vină alături de suceveni și să voteze acest proiect și vă pot spune, anul trecut, tot prin votul domnilor lor până în luna iulie, s-au modernizat 517 locuri de parcare și vreau să vă arăt cum arătau anul trecut niște parcări pe strada Floror din cartierul Burdujeni și cum arată acum. E tot și cu votul domnilor lor. După ce au văzut că se poate, am spus clar, intrăm cu un proiect unitar și vom moderniza toate parcările din municipiul Suceava. Nu au mai fost de acord. Explicațiile lor au fost diferite de-a lungul timpurilor, că registrul spațiilor verzi nu este votat. S-a votat registrul spațiilor verzi, știți și dumneavoastră, după care s-au găsit fel de fel de scuze. Chiar dacă unele din schițe poate apar ca registrul spațiilor verzi, ele se pot modifica fără nicio problemă cu acordul celor de la biroul de mediu și se pot face modificări, dar așteptăm să vedem exact. Și ca să vă dau exemplu de spații de parcare care niciodată nu vor deveni spațiu verde sau cum doresc anumiți consilieri doar pentru a bloca proiectul, cartierul Opcin, și uitați-vă un proiect care a fost făcut. Este tot lângă apartamentele oamenilor, e tot din cartierul Opcin. Uitați-vă cum mașinile pot parca fără nicio problemă, în mod ordonat și civilizat. Așa vrem să facem în tot municipiul Suceava, să nu mai avem așa ceva. Aceasta este o parcare, așa zisă, de aici, de lângă policlinică. Asta e din cartierul Opcin și asta este de undeva, de, cred că pe Zamca, pe Mărășești. Deci așa vor să arate cei de la PSD, din fericire, municipiul Suceava, blocându-ne acest proiect.